Înăuntru serei mele se pare că se cam dă o petrecere. Salve, veniți și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Barbă Neagră. Suntem, bineînțeles, pe Elm Creek. Mamă, câtă lumină aici! Holy shit, man! Asta nu mai funcționează, deci are nevoie de semințe și de... Cred că doar de semințe sau fertilizatori. Ia să văd, că nici nu mai știu. Are atât de multe, da, semințe are nevoie. Ai decât atât, decât semințe. Aaaa! O rezolvăm numai decât ce să mai. Și, ei bine, fraților, astăzi ne vom ocupa cu fabricile pe ele, trebuie să le rezolvăm. Și deși cred că majoritatea dintre voi știți deja cu ce se mănâncă jocul ăsta, pentru aceia dintre voi care nu l-ați mai jucat încă, hai să vă spun ce pierdeți. În primul rând, îl puteți juca atât pe PC cât și pe console, iar scopul jocului este să ieși învingător din zona de război. Este un tactical shooter, iar arma principală este tancul pe care îl conduci. Ai de ales între peste 800 de tancuri care vin pe categorii, așa că poți aborda diferite tactici. Unele merg mai rapid, dar sunt mai slabe la artilerie, altele sunt mai lente, dar doboară tot. Contează foarte mult tactica abordată. Pe lângă cele peste 800 de tancuri, mai există și peste 30 de mape cu diferite biomuri și pline de surprize și încă ceva foarte important, te joci cu prieteni din toată lumea. Dar poți juca și cu prietenii tăi dacă vrei, eu am încercat și poți până la 4 să-i bagi în squad. Dacă te înregistrezi pe linkul din descriere, vei primi așa de bun venit un tank premium heavy britanic Cromwell B, 250.000 de credite, 7 zile de comp premium și... La fiecare 10 bătălii mai primești plus și un tank Tiger 131, un T-78 și un Type 64. Așa, cadou, cadou. Jocul este gratuit, așa că nu te costă nimic să-l încerci. Și pe deasupra primești și bunătăți dacă te înregistrezi pe linkul din descriere. Dacă mă vedeți prin zonă, vă rog să nu trageți. Suntem aproape de sfârșitul zilei și munca noastră pe teren s-a cam încheiat. Mai avem aici un John Deere care este în plină recoltă și are nevoie de remorcă. Dar, în general... Munca s-a încheiat și terenurile mele momentan sunt date cu lime, fertilizator, sunt semănate și eu trebuie să-l aduc acasă pe băiatul ăsta. O să descarc lime-ul într-un rezervor pe care eu l-am. Mamă, dar e prea ușor! Uite și cum este împins. Jesus! Și după ce facem chestia asta, fraților, ne ocupăm maxim de fabrici. Fabricile... ocupă un rol foarte important în ferma mea industrială, pentru că ele îmi generează, hai să fim serioși, majoritatea bănișorilor și trebuie să le țin fericite. Și până acum m-am cam ocupat așa un picuț la una, un picuț la cealaltă, mai cu țărâita. Așa că vreau să le am pe toate full, ca după aceea să pot să dau timpul, să dau mai repet timpul, ca să pot să crească cultura mea de porumb. Ca asta e, înainte de cultură, o să dau cam un, cred că 4-5 zile, undeva pe aici, poate chiar mai mult. Așa că trebuie să pregătesc toate fabricuțele să fie pregătite și să aibă de unde să ia resurse. Avem seeds, lime-ul e ultimul acolo, stai așa că trebuie să mă duc cu ăsta. Sper să poată să descarce, nu doar să împrăștie. Da, cred că merge să și descarce ea. Fii atent că nu merge. No, my god! Știu sigur că să-i de lime, deci... Dar înțeleg de ce nu merge. De ce? Control I? Nu, no, deci nu merge pur și simplu. Oh, man! Come on, dude! Ei, asta este, lasă. Ah. Noi să fim sănătoși și nu este o pierdere foarte mare. Este una, dar nu foarte mare. Ce mai avem pe aici? Să dăm un leveler pe care trebuie să-l înapoiez. O să înapoi și pe asta momentan, probabil o să iau altele pe viitor, pe astea le mai las acum. Bun, hai să mergem să-l depozităm pe băiat la la spălare. Evidentus, păi da, este împuțit din calea afară ăsta, deci nu putem lăsa așa pe aici să-l vadă lumea. Cine știe ce cred? Adică uite și pe ăla cu ce fermă micuțică are, de nu-și permite să spele utilajele. Așa, pe ăsta trebuie să-l parcăm. Hai să închidem aici treaba și de asemenea să-l pregătim pentru a transporta ce scoatem din seara de party. Chiar zici că e o discotecă în interior. Așa seamănă. Mamă, ce frumoasă e pădurea asta, mâncaua și... Ești gorgeous! Bun, pe ăsta l-am parcat aici. Nu mă simt bine. Deci chiar nu mă simt bine până nu fac... puțină ordine. Aoleu, ce se întâmplă aici? Ăsta a încercat să, ia o scurtătură cumva. Jeez, hai să-l ducem noi. A fost pe un teren la depărtare și eu l-am rezolvat.
L-am trimis prin lucrător automat, dar se pare că nu prea s-a descurcat foarte bine, așa că trebuie să-l mutăm noi. Și ăsta este foarte mizerabil. Cred că am să-l pun aici, lângă, să-i tragem o spălare. Uite acolo așa, le adunăm pe toate în jurul garajului. Așa, în continuare, mai avem loc de paleți? Da, se pare că mai avem loc de paleți. O iar Gucci din punctul ăsta de vedere. Aici, ce se petrece aici? Hai să vedem, o să mergem la livadă să vedem ce lipsește acestei livezi, ca să vedem ce aducem și să începem să punem fabricuțele și livezile pe picioare. Bun, asta este prima. Deci ne trebuie manior și ne trebuie fertilizator solid. În cap 50 de tone de fertilizator solid. Păi, din prima, hai să aducem fertilizator. Se pare că fertilizator solid nu mai am, va trebui să mai cumpăr un pic. Hai să vedem cât costă. The silo is empty. Păi, I know că este empty, de asta vin aici să cumpăr. Oh my fucking god, e prea scump. Deci eu am undeva la un 30k și dacă iau 5, dacă dau, mamă, e prea scump totul. Și mai am decât 5.000 de euro. Well, nu, dăm error. Mamă, păi asta nu este bine deloc. Este un pic. Vreau să mă uit să văd dacă pot să fac eu fertilizatorul. Holy shit, da, putem să facem din pișelul fertilizatorul. Și ar trebui să facem asta acum, dar nu mai am bani să plasez. Va trebui să mergem să vindem ceva. Musai ne trebuie la factories, cred că e drăcia cu fertilizatorul. Asta ce face? Fertilize factory, face fertilizator. Exact, asta vreau. Dar parcă aveam altul mai mic. Aha. Și ne trebuie toate? Cred că doar una din ele îmi trebuie. 195.000. Oh my fucking god. Dude, deci îmi trebuie neapărat așa ceva. Deci descărcăm acolo. Scoatem pe aici. Sunt curios care este rata. Aici facem silage. Și ăsta? Fermentează de asemenea. Ok, ok. Deci lucrăm pentru ăla. Aha. Da. Bun, păi acum sunt într-o misiune. Mamă, deci trebuie neapărat. Holy shit, mă costa pentru 50 de tone. 50 de tone? 50 de tone sau 500 de tone? Nu, nu, 50 de tone. Pentru 50 de tone dădeam 2 milioane sau cât dracu era acolo. Holy shit. Uita de unde? Că să nu fac bani din grădină cât trebuie să dau pe fertilizator dacă ar fi să cumpăr în continuare. Și am observat că în ultimul timp, pentru că am terenul foarte mare, chiar îmi iau un fertilizator, știi? Și automat, adică nu prea ești rentabil. Păi 5 tone, pentru 5 tone mie mi-a luat 20 ceva de mii de euro. Doamne ferește! Puhoho! No bueno, ma! No bueno! L-am apucat să-l cumpăr pe ăsta, dar hai să rezolvăm un pic. Frână! Frână! Dar știți ce am eu de făcut acum, da? Deci camion. Și, aureu, tu de ce nu ai continuat aici? A, sau ai continuat? Ia să vedem, a rolat tot. Dacă a rolat tot, o să-l returnez. A, face unul da, unul ba. Hai că ne jucăm dacă este cu unul da, unul ba. Băi, ce mă supără când merge așa parțial, pentru că n-ai cum să-l faci să funcționeze total, știi? E super enervant. De asemenea, rola asta, apropo, nu cred că o să o mai iau. Se strâmbă așa, e foarte dubioasă. Dar de ce nu fi luat el din prima? Stare curios. Și acum merge un pic strâmbă rola. Sper să se îndrepte până la un moment dat. În fine, în fine, fuck it. Hai să mergem să facem bănișorii. Because trebuiește. Și pentru asta am două idei. Paleți, bineînțeles, trebuie să umplem. Mergem, vindem. 70? Nu, 62.000 de euro după paleți și baloții de silici. După calculele mele, tot n-aș face banii suficienți pentru acea fabrică. Asta e până șperleană. Trebuie să mă uit să văd, eu știu că aveam altă fabrică, adică clar am altă Oh, calma-te, calma-mă cum a luat-o. Am pierdut controlul cu aia instant. Am altă fabrică. Dar mai mi se pare că era una mai micuță și o leagă și parcă mai ieftinuțul la 200.000. Trebuie să mai trag un ochi, dar până una alta o să vindem baloții ăștia.
Să-i punem aici. Nice, așa da. Se vând cu jumătate de 400 și ceva de euros balotul, deci e destul de simplu. Dacă ai 60 de tone, vei lua aproximativ 30.000 de euro. Undeva pe acolo. Se pare că avem 114, dar nu este suficient pentru ce vreau să fac. Ca să fac restul de bani, am optat pentru a vinde ce mai am aici la sera de party. În măsura în care... Și mi le-a luat automat pe astea, deci n-am avut ce să fac aici. Iar am problema aia cu ei și tu, uite-te și tu. Ați! Gata, le-am prins pe astea. O să vând tot ce am și aici afară și vedem ce se strânge. 2 tone de flori, 1,5 tone de căpșuni. Ia, ca ideea așa, cam cât fache. Mamă, dar durează. Deci se pare că procesul de vânzare este unul floare cu floare. Nu e rău, nu e rău, ținând cont că mai am o grămadă. Wow, mamă, ce-a zburat aia. 15 pe o mașiunță de asta. Movila cere vârf. Ia uite ce am strâns aici. Nu pot să le iau pe astea de căpșuni, că mi le încarcă automat, că am uitat autoload-ul pe on. Mi-a căzut asta, nu? Da, mă gândeam eu. Dar o să o pun așa de-a curmezișul. Ia, fii atent. Ce vorbești? Chinci, tatică, fără chinci. Ia uite. FedEx, baby, let's go. Mamă, poșta română. Coaie, uite-te și la asta. Am 7,5 tone de flori, se pare. E bine. A treia mașină. Îmi trebuie 195.000 de euro. Avem 170.000. Nu voi face doar din mașina asta bugetul necesar. A patra mașină. Hai, să vedem. Acum cred că este suficient. Deci îmi trebuie că 195.000, știi ce? O să-i sun pic afară și le iau și pe astea. Că dintr-o mașină mică fac vreun 15.000 și să mai rămână și mie un pic, știi, eventual. Să nu fiu așa 0 pe 0. Ca să am pentru lucrător. Hai că da, dacă e. Prinde-o. Pentru lucrător automat. Bun, aia acolo. Florile, că pe flori mai scoți așa un pic căpșunelele, sunt mai ne. Nu sunt foarte, foarte profitabile. Sunt decente doar. Cu vârf. Ala e, îmi place când merg cu vârf. Let's go. Mai avem câteva căpciuni înșirate pe aici pe acolo. Deci dacă mai întrebuiesc extra câteva mii de euro, pot să-i fac foarte, foarte rapid. Bun, țin pumnii să fie ăsta ultimul drum cu mașinuța. Hai, hai, 195, baby, let's go. 195.000 de euro. O să profit de timpul ăsta și mă uit un picuț la fabricuțele astea, pentru că ele ar fi trebuit să genereze până acum niște donuts. O să renunț la astea două și știi ce? Cred că o să renunț acum. Din simplu fapt că nu-mi place poziționarea lor. Aici stau față în față cu pădurea, nu prea ește ce trebuiește. Oh, se pare că avem lucruri pe aici cu care mai facem bani. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme un pic. Ok, not bad at all. Se pare că avem 400.000 după ce am vândut și acum avem bani suficienți. Aici o să prelungim să facem altceva, știi, ceva. Ar merge poate o seră, ceva așa mai... Sau poate ceva de pădure, ceva să facem cu lemnul, pentru că avem aici, bineînțeles, dita mai pădure. So, acestea fiind spuse, haidem. Vreau aici, dar vreau un pic mai în partea cealaltă, dar o să iau așa. Și intrăm direct la production. Nu am găsit-o pe aia, trebuie să o iau decât pe asta. Doar pe asta am găsit-o. Deci pe asta am găsit-o, pe asta o folosim. Sper eu să nu includă toate alea. Și Pișelău și DJ State și ce Dumnezeu lui băie pe acolo. Sper să includă doar Pișelău și atât. Să meargă doar cu Pișelău. Dacă nu, aia este, ne-am luat apă și doamnește, na, altceva n-avem ce să facem. Bun, deci dacă o pun aici în spate, sau putem pune aici, nu, că acolo e un pic cam prea aproape. Aș vrea, cred eu, că aici o să o pun paralel cu drumul și o să fac un pic de intrare aici, o să fie interesant. Da, 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 un pic de intrare și un pic de spațiu. 3, 2, 1, boom! Mi-a stricat un pic din trotuar, dar am reușit cât de cât să-l păstrez. Cât de cât, nu foarte mult, ci doar cât de cât. Ok, bun. Momentan vreau să-l pun doar în funcțiune, nu vreau să fac terraforming, așa că nu ne voi ocupa de treaba asta momentan. Mergem să luăm rezervorul de Pișelău. Dacă merge treaba asta și eu pot să scot o cantitate, știi ce zic, de asta așa care să se simtă, de fertilizator din pișat, e practic vorba aia, faci din căcat bici. Ar fi super, ar fi superbă treaba asta.
mi-a rezolvat foarte multe probleme, pentru că mult pișelou de ăsta, a bine, cam acum extensia, dar o să se strângă și mai mult pișelou și la un moment dat o să mai trebuiască niște extensii de astea rotunde, care mie mă ocupă spațiu și nu prea vreau să mă ocupe spațiu, știi? Nu digestat, ci slurry. Uite că slurry, slavă cerului, avem Bambleshug, joacă-o asta. Bun, în cât timp se strânge acolo trebușoara, hai să mergem noi un picuț pe aici prin zona, pentru că vreau să studiez un picuț câteva fabricuțe pe care le-am aici, pe care eu nu le-am mai hrănit cu resurse de foarte multă vreme. Fabricile sunt astea, avem de struguri, de potato, scuze. Avem și aici potato, starch pe care îl folosim și pe el la altceva. Hai să vedem ce are nevoie. Deci, avem nevoie de canola oil și soia. Soia, să vedem dacă mai avem soia. Avem 151 de tone, ceea ce e suficient și oil-ul avem în partea cealaltă. Wow! Mamă, deci trebuie să fac drumuri. Bun, asta o să fie următoarea pe care o punem pe picioare. Dar înainte de asta să punem noi livada, ceea ce ar fi absolut minunat. Trebuie să mai uităm niște maniuri acolo. Și apropo de maniuri, ia stai un pic să mă uit totuși la benzi. Belt systems? Aș vrea o bandă mai altfel, așa un pic. Nu prea mai vreau pasta micuță, știi? Vreau una mai interesantă. Descoperi material from one belt to the next one. Cover belts are necessary to load your trailers. Păi asta am, dar trebuie una de jos. Vezi, asta nu prea vroiam să o fac. Asta e plin? Gata? Ok, bun. Hai să punem fabrica pe picioare. Doamne ajută, țineți-i în pumnii să funcționeze doar cu piciat. Ar fi... asta îmi doresc acum. Ia, aici se descarcă. Aha. Și o vom activa. Ia să vedem de unde se activează. Mă, fabrica arată destul de bine. Avem un meridian aici. Destul de mare. Dar de unde o punem? Ok. Asta nu prea are... nu are nimic. E posibil să nu trebuiască fie pusă în acțiune, ci doar dacă îi dai tu ce are nevoie, o să înceapă să producă. Mă gândesc, ia. Găsesc totuși pe aici? Nu. Ba da, Fertilizer Factory Solid Fertilizer, let's go. Deci trebuie să o activăm doar de aici. Solid Fertilizer. Aha! Îmi trebuie și manior. Ok. De aceasta îmi era teamă. Hai să mergem să-l punem pe băiatul ăsta la încărcat încă o dată. Întrebe neapărat fertilizator, asta trebuie să o punem în funcțiune. Și totul lucrează să ținem vacile căcăcioase. Deci pe mine asta mă interesează, că vacile... Nu credeam că buna, știi, te rogi să-ți meargă cultura, să... Așa. Să pui un, eu știu, o livadă, să faci niște compot de mere. Dar nu te gândești că, bă, vrei căcat. Eu vreau acum, vreau căcat, mult căcat vreau. Am prea multe livezi și fabricuțe de-astea care funcționează cu căcat de vacă. Foarte multe. E mai prețios decât credeam. Mult mai prețios. Ia. Yeah. Hai mă, nu încarci și tu. Mă, ce are mă ăsta, dar nu încarcă? Îți mă, un pic mai în spate, ia. Yeah. Avea 200 și ceva de tone, deci nu îmi spune. Păi, ești nebun? Mă, fraților, ce are ăsta? Așa, mă, tată, mă, că m-ai speriat pentru o secundă acolo. Era la aici, Dumnezeu, lui se întâmplă. Jesus. Bun. Acum vine altă parte de muncă. Fii atent la asta. Trebuie să luăm maniurul. Și asta facem acum. Proces care probabil o să dureze. Yep. Cum presupuneam. Timp în care noi va trebui să mergem să luăm... Putem să te folosesc și pe tine de asemenea. Mergem să luăm niște ulei. Pe asta am eu ochii puși. Doamne, câte sunt! Asta? Îl ducem să mai descarci odată. Mamă, deci sunt atât de multe lucruri, o mai fac. Acum am adăugat încă una în plus, deci ce vorbim? Trebuie să-mi le notez, dude. Deci trebuie neapărat să-mi le notez. Nu am studiat să văd câte zile mi-a la o fabrică până se golește, câte zile mi-a la cealaltă și mai departe. Ar fi foarte folositor pentru mine să știu asta. Fabrica de ulei nu ar trebui să aibă niciun fel de probleme. Adică, țin minte, ultima dată, când am venit pe aici, am adus o încărcătură destul de substanțială de floarea soarelui.
Deci, exactalmente, trebuie să vedem aici niște rezultate. Așa, am ales aici autoload-ul pe palet, Euro Palet mai exact. Ne poziționăm și încărcăm. Hai să vedem dacă mai avem ceva. O să mă uit aici ca să știu să nu aștept degeaba. Și după aia ne ducem, ia să vedem unde, olive oil, canola oil. Oh, da, avem mult. Oh my god, 10 tone. 10 tone, 10 tone. Gata, sunflowerul l-am terminat, adică floarea soarelui, mai rămâne cel de rapiță, care se pare că a fost luat și el. Mare încărcătură, dudes, de ulei. Joacă pe asta. Nice. Opa. Oare putem să întoarcem așa? Yep. A mers. Acum nu știu dacă uleiul ăsta mai trebuie și la altceva. N-am verificat. Eu cred că nu-mi trebuie și de asta o să trec prin spate și îl voi depozita pe tot. Yep. Să avem aici, dar stai așa. Avem chile. Asta este de cartofi. Stai așa. Uite problema. Nu pot să dau cu spatele, pentru că jumătate din spate la trailer nu are ulei. Nu pot să intru cu fața, că intrarea e dubioasă. Ce faci în situația asta? Cred că o să intru cu fața și acum sper să ia cât mai mult posibil. Și restul poate vând. Ia. Ok, deci le ia palea din spate. Pasta de rapiță nu prea le vrea. Ok, deci trebuie să bag un pic și cu spatele în speranța că poate le ia pe celelalte. Ok, mamă, dar ăsta e de, de floarea soarelui? Da, deci uleiul de floarea soarelui nu l-a luat, dar de rapiță l-a luat. Cum vine asta? Măi, stai un pic. Ăsta ne trage în țeapă. Deci avem așa, potato processing, da? Bun. Avem sunflower oil. Aaa, l-a luat pe tot și mai avem nevoie doar de canola. Ok, deci era full băiatul, se pare. Ok, și doar niște soia mai ducem din când în când și deja am pus-o pe picioare. Frumos, așa, da. Încerc să bag și celelalte sticle. Doamne ajută să intre. Dacă nu, pot să iau chingere și să le arunc eu cu mâna. Sunt doar niște sticle de ulei. Hai să fim serioși, le putem ridica. Ia. Yeah. Bă, cred că dacă intru așa la un unghi, pot să bag restul platformei acolo, în colțul ăla. Alai mă, hai că am mers. Dar ce chestie dubioasă că trebuie să o fac de două ori, știi? Nice! Gorgeous! Bun, eu mi-am pus deoparte niște ulei odată, doar că l-am folosit după aia ca să fac niște bunișori rapizi. Îți vinovată de treaba asta. Uleiul ăsta o să-l pun de asemenea deoparte în speranța că o să-l și păstrez. Nu-l voi mai vinde. Hai să vedem o dacă ne iese treaba. Avem unload here, dar o să-i băgăm, ia să vedem, U, aha, în partea asta și atâta. Perfectus! A mers! Acum, îmi trebuie soia aici, dar înainte de asta hai să vedem dacă manure-ul este încărcat, pentru că asta este foarte, foarte important. Și asta ne pune, de fapt, fabrica de fertilizator pe picioare. Asta mă interesează cel mai mult acum. La cât am văzut eu că costă acel fertilizator? Ferească Dumnezeu care mai vrea să mai cumpere fertilizator. Deci vreau numai să facem. Și bag de seamă de asemenea că va trebui să mai cumpărăm niște văcuțe. Aia mai e o problemuță. Momentan folosesc niște moduri foarte dubioase pentru animăluțe. Hai să vă arăt și la ce mă refer. Sunt împrăștiate în mai multe astea, pe bătrâne, pe tineri, și am 35, cu 16, cu 13, cu 16. Vreau și să mă duc să văd, bă, câte am aici, știi? Pot doar dacă mă duc la graști. Dacă mă duc, de exemplu, la un graj precum ăsta, pot să achesez, boom! Și putem să vedem că avem 80 din 80, deci prea puțin, prea puțin, prea puțin. Va trebui să mai punem niște văcuțe. Știu că abia mă țin și la astea, dar eu sunt încrezător. Cred că pot să țin fericite și mai multe văcuțe. Avem 80 aici, 80 în partea cealaltă, mi se pare. Prea puțin, prea puțin. Aș vrea un 500 poate de văcuțe, n-ar strica deloc. Dar trebuie să mă uit să văd câte stă și în partea cealaltă. Aici, ok, pișelău, manure. Hai să intrăm pe partea asta, să vedem. Pot să intru cu ăsta aici? Da. Ok, 30 de tone de îngrășământ de grajd au, e făcut cu trudă, atâta vă pot spune. Acum eu mă gândesc serios la o altă chestie. Nu știu, spuneți-mi și voi în comentarii ce ați face în locul meu. Să iau mai multe vaci, de pe urma cărora iau și lapte. Sau, pentru că oricum am foarte multe fabrici care îmi generează paleți cu bunuri pentru vânzare. Nu stau în banii luați de pe lapte. Dar mie îmi trebuie manure, da? Cine generează
cel mai mult căcat? Porcul. Și pentru porc ne trebuie câteva lucrușoare. Ne trebuiește, bineînțeles, o ceată de porci. Da? Și pe asta o vom găzdui într-unul din aceste hambare interesante. 125. Banii facem, dau timpul pe rapid, am făcut banii. Deci asta nu e o problemă deloc. Dacă asta are 25, hai să luăm ceva. Uite, 250 de porci, 100. Și luăm un modern pig steed ăsta, numai că trebuie să găsesc spațiu de el. Uite, avem și așa ceva chiar. 290. Hambar. Așa, dame gusta. La 49 avem, na, tot 80 suportați, 270 aici, au ce hambar în aer liber, ăsta e și mai drăguț. Și, ca să hrănim porcii, aici știți și voi că există problema, pentru că sunt foarte pretențioși, știi? Și necesită rădăcinoase. Am pus deoparte niște cartofi într-o cantitate destul de mare și mai facem, bineînțeles. Dar am aici la Factories, am ceva ce-mi produce mâncare directă de porci. Și mi se pare super interesant asta dacă am lucrat cu așa ceva. Stai să văd pe unde este. Undeva pe aici. US Animal Food. Putem să generăm cu asta. Ne costă doar 40.000 o fabricuță de asta. O punem, pac, și ne-a făcut și temere dacă vrem. Nu prea vrem. Și ne-a făcut, bineînțeles, și mâncăriță de porci. Deci poți să selectezi tu pe care o vrei. Și mai avem pe aici. Mai avem încă una care făcea același lucru. Asta este de firewood. Stai așa, golden hops. Grain meal. Eu uite ce am. Am un grain meal plus. Am o moară care poate face nu doar făină, ci și făină de asta de porumb. Deci joacă pe asta. Și pot să mai facă chiar și cracked corn. Adică un fel de gen cracked corn. Că o fi popcorn ăsta. Facem, vindem, e de bine. Multiproduction. Ia să vedem pe ăsta. Și asta e bună, mă, mamă. Și asta e bună, rău de tot. Multiproduction ăsta. Nu știu exact ce necesită să fac. Ăsta e mișto că... ăsta face și mineral feed. Ăsta e super tare. Cred că trebuie la un moment dat să le iau și pe ăsta. Empty pallets. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Potato, polish, corn, sawmill, sawmill. Cam atâta. Forage factory. Asta e doar de forajere. Deci da, avem posibilitatea să facem cu fabrica de mai devreme și mâncare de porci. Asta e activă? Gata? S-a rezolvat aici? Că vreau fertilizator. Ai! Deci, nu mai... Mai putem să stăm pe cumpărări. Uite aici, este în 2. Nice, dar manure suportă jumătate de milion de litri și oameni decât 30. Super, gorgeous. Mai trebuie foarte, foarte mult. Doamne, câți bani trebuie să facem? Jesus fucking Christ. Deci, bă, mi se pare puțin cam exagerat. Așa, mai trebuia să mai duc ceva. Deci pe asta am pus-o. Super, facem fertilizator, deja avem 51 de kg de fertilizator, măcar nu mai dau bani pe el, mutăm de aici, facem colea. Așa, acum, fabrica de cartofi, vreau să văd ce mai trebuia, mai trebuia un singur lucru de dus la fabrica de cartofi, care este asta, soia, mă, da, 60 de tone, avem 100 și ceva de tone, dovadă că trebuie să mă mișc mai rapid un picuț cu culturile. Eu acum am pus... Porumb, o să salvez din porumb, pentru că dacă plănuiesc să-mi iau porci, ei vor mânca porumb. Este necesar să le dai în dieta lor ceva porumb. Și e musai. Așa că voi salva niște porumb. Și după poate facem o cultură de asta mare de soia, mă gândesc. Că cam asta ne cam cere. Ia să vedem aici. Cred că aici aveam soia, nu? Da, nu, aici n-am decât 3 tone. Ok, dă-le pe astea aici, ca să știu că am terminat de colea. Și e posibil să avem în partea asta. Oricum, ar trebui să le iau automat. Yep, aici avem restul de soia. Nice, hai că se umple tot. Perfect, gorgeous. Și mai punem altă fabricuță în funcțiune. Semințe parcă ne trebuia la seara de party. Parcă doar semințe și parcă un pic și din alte lucruri. Dar semințele erau singurele pe zero. Dacă mai amintesc corect. Băi, nu prea am de-astea să ne existe ouă. Ei, am ceva ouă. Și nu prea am unde să le duc, știi? Adică nu iau cine știe ce pele. De asta m-aș fi bucurat mai mult să fac ceva cu ele. No, bun, aici trebuie să intrăm cu spatele. Ba, nu, știi ce? Vin așa circular. Și e pe bine sus. Oile astea. Lâna aia. Opre aici ce trebuie. Dacă nu avem și hăinuțe, ele generează foarte, foarte lent, dar totodată mă și lasă în pace, așa că nu le reproșez nimic. Bun,
Acum, am pus și fabrica de cartofi în funcțiune. Următoarea vreau să fie de... Eu am luat foarte, foarte mult sirop de arțar de aici. Mult. Aici am o livadă de sirop de arțar. Mă rog, da, livadă de arțar de la care iau siropul. Hai să vedem ce necesită. Nu, mai se necesită nică. Se pare că asta este plină. Ok, trebuie să venim aici. Trebuie neapărat să venim să luăm de aici. Ok, și următoarea... Ia să vedem aici ceva clătituțe. Aici aducem siropul de arțar, îl aducem acilea. Și ce lipsește? Lipsește ceva? Trebuie să lipsească întotdeauna câte ceva. Ok, deci aici trebuie să mai aducem de lapte dispun un pic. Să mai aducem făină și unt. Pai de cap. Uite, uite, aici aducem și ouăle. Ah, am găsit fabricuța care necesită ouă. Avem din plin. Asta o să fie următoarea pe care o burdușim, pentru că sunt foarte multe de trimis la ea. Gata? Am pus-o pe asta în funcțiune? Fabrica fericită de cartofi prăjiți? Da, se pare că totul este pe verde aici, todo bien. Bun, fraților, o să mă ocup și de celelalte fabricuțe, bineînțeles, și o să mai vină un clip doar pentru membrii în care vom face un timelapse cu aprovizionarea tuturor fabricuțelor, să fim noi pregătiți după aia de a da timpul pe rapid, ca să putem să avem și noi cultura de porumb și data viitoare probabil o să facem recolta mare de porumb cu ceva combină interesantă. Până atunci, nu uitați The World of Tanks, linkul este în descriere, primiți chestii interesante, chestii, dacă nu ați mai avut cum până acum, dacă o faceți cum prin linkul din descriere, primiți chestii interesante. Așa că, de asemenea, dacă sunteți fani World of Tanks, o să facem și un live, cred eu că pe weekend, posibil pe duminică. Linkul este în descriere, până data viitoare, vă salutăm mai bine. Ah.